Salutare, bine v-am găsit la Pro Sport Live. Episod șocant la Săftica, scandalul de la Dinamo, sau, mă rog, nu știu dacă să-i spunem scandal sau circ. S-a întâmplat în urmă cu câteva zile. Cornel Țelnar, fost jucător și antrenor, a dat iama în aripioarele de pui pregătite pentru jucătorii lui Dinamo. ProSport a scris despre acest episod incredibil. Cornel Țelnar confirmă faptul că a mâncat și el din aripioare pregătite special pentru jucătorii care sunt cantonați la Săftica pentru că efectiv nu au bani să-și plătească chiriile. Implicit, nu au bani nici de astfel de mâncare, să spunem așa, mai scumpă. Carne, carne de pui și, mă rog, alimente de care un sportiv de performanță are nevoie. Un jucător a povestit sub protecția anonimatului reporterilor ProSport despre faptul că din 50 de aripioare au mai rămas undeva la 10-15 aripioare de pui. Poate părea amuzant, dar nu este, pentru că vorbim totuși de Dinamo. Vom discuta despre ce se întâmplă la Dinamo, discutăm despre acest caz. Jocurile foamei l-au numit colegii mei de la ProSport. Discutăm despre Dinamo, Craiova, FCSB și tot ce se întâmplă în fotbalul românesc în acest moment, dar și ce se întâmplă cu cariera lui Leo Grozavu, pentru că este invitatul nostru în această seară. Bună seara, mister! Bună seara! Alături de noi este și Alin Grigore, colegul meu de la ProSport. Bună seara, Alin, bine ai revenit! Bună seara, bine v-am regăsit! Ce faceți, mister? Cum sunteți? Cum e să fii liber? Cum e? Am obișnuit deja. Am ceva timp. Sigur, nu e rău din anumite puncte de vedere. Din altele, ce pot să spun? Vedem, mai așteptăm. Așteptăm oameni serioși, așteptăm, știu eu, proiecte serioase. Din păcate, nu întâmplător ne aflăm unde ne aflăm cu fotbalul, pentru că în România astăzi se schimbă antrenorul și mâine se numește altul. Nimic gândit dinainte, nimic stabilit dinainte, sau e posibil și să nu fie nevoie de serviciile cuiva, respectiv ale mele în momentul de față. E clar că nu are nimeni nevoie de serviciile mele. Bine, nu cred că e vorba de așa ceva, pentru că am auzit chiar și vara aceasta numele dumneavoastră ca variantă la diverse echipe, inclusiv la Craiova lui Mititelu, și vreau să vă întreb, ați fost contactat direct de cineva din tabăra aceea? Nu, și în trecut s-a mai vehiculat numele meu, dar nu a fost nici măcar o simplă discuție cu cei de la Craiova. Și, bineînțeles, așa cum spuneți, am avut contacte, dar, sigur, mi-am spus că la momentul acesta îmi doresc lucruri serioase. Îmi doresc un proiect serios. Am deja destui ani de carieră. Consider că am ajuns într-un punct în care vreau să aleg locul unde mă duc, în sensul în care îmi doresc să reușesc. Nu vreau doar să merg astăzi și mâine să plec. Păi înseamnă că mai aveți de așteptat, că nu prea sunt astfel de proiecte. Cred că cam mult. La cum vreau eu, cred că e de așteptat foarte mult sau chiar s-ar putea să ies la pensie. Domnul Grozavu, dar mai sunt proiecte neserioase în Liga 1, totuși vorbim despre cel mai înalt nivel din România. Cred că mai sunt locuri. Pe asta ziceam, că de-aia stă, că nu sunt mai proiecte greu, serioase. Mai greu abordabile, dar mai sunt cluburi unde există seriozitate. Da, unul dintre ele am fost deja, am și plecat de acolo, sigur, n-am mai fost să fie. Dar acolo cred că am demonstrat că pot să fac lucrurile cum trebuie. Da. Într-adevăr, lumea vorbește foarte mult în ultima perioadă, mai ales după câștigarea cupei, vorbește despre Sepsi Sfântul Gheorghe ca fiind noul etalon de seriozitate din Liga 1. Și vreau să vă întreb pe dumneavoastră, pentru că ați fost acolo, ați lucrat o perioadă destul de lungă. Ce fac cei de la Sepsi este atât de diferit de toată lumea, îi laudă că sunt atât de profesioniști? Ce e atât de diferit față de restul echipelor care au management românesc până la urmă? Lucrurile nu pot să spun că sunt diferite, dar oamenii sunt discreți, în sensul în care nu apar pe la televizor, cu toate că în anumite momente poate ar fi nevoie, pentru că, vedeți, dacă ești cu minte și stai în banca ta, de multe ori ai de pierdut în societatea actuală. Asta e valabil și în cazul antrenorilor. Atunci când nu te oferi, când nu bați la uși, de obicei nu te caută nimeni. Eu prefer tipul ăsta, am deja o vârstă la care nu mă mai pot schimba.
Cei de la Sfântul Gheorghe sunt niște oameni care, v-am spus, își văd de treaba lor, fac lucrurile în liniște, există stabilitate financiară, știu eu, la nivelul băncii tehnice. E adevărat, nu este nici un club sau un oraș cu tradiție în fotbal. Din acest motiv, presiunea mediatică a publicului este mai mică și atunci antrenorul poate să-și facă cum trebuie, știu eu, treaba lui. Deci contează mult și faptul că nu există, de exemplu, presiune cum e la Dinamo, unde știm foarte bine. Contează foarte mult acest lucru, da. Contează foarte mult. Dar la dumneavoastră n-a mai existat nicio cale de a rămâne atunci când ați plecat de acolo, de la Sepsi? Că... Nu, n-are rost acum să mai vorbim. E deja de domeniul trecutului. Sigur, asta s-a considerat la momentul respectiv. Eu ce pot să spun este că mă bucur că alegerea făcută, chiar dacă la nivel de campionat n-a avut, știu eu, o creștere spectaculoasă, cel puțin s-a obținut un trofeu în acest an. Cu ce pot eu să mă bucur este că e un lot pe care l-am construit. Asta vreau să vă întreb. Aveți, din punctul meu de vedere, și dumneavoastră merit pentru această Cupa României câștigată? Păi acum depinde. Nu vreau eu să vorbesc, pentru că n-ar trebui să vorbesc eu despre ce am reușit să fac acolo. Mai bine las pe alții să aprecieze. În primul tur am eliminat Viitorul la Constanța, sau Farul, mai bine spus. Da. Ceea ce cred că n-a fost un meci facil, a fost un meci greu. Eram într-o perioadă în care nu ne simțeam cel mai bine, dar am reușit la momentul respectiv să câștigăm, ceea ce însemna că suntem într-un reviriment. Din păcate, la scurt timp am plecat. Sigur, acum am spus, nu mai vreau să intru în detalii. Asta s-a întâmplat la momentul respectiv. În general, aceste schimbări nu aduc mari schimbări, dar pardon că m-am repetat. Nu aduc mari modificări, dar s-a dovedit că alegerea făcută de cei de la Sfântul Gheorghe a fost una fericită. Au câștigat primul trofeu din istoria clubului, ceea ce este un lucru demn de luat în seamă pentru un club atât de tânăr. Da. Din punctul dumneavoastră de vedere, care ar fi secretul? Pentru că Sepsi n-a crescut brusc. Nu a fost genul de club în care s-au investit sume mari de bani și imediat a performat, cum a fost, de exemplu, CFR Cluj, să zicem. Sepsi a avut o creștere, să-i spun așa, organică, treptat, cu promovare, asigurarea locului în Liga 1, după care play-off, finală de cupă pierdută și acum primul trofeu câștigat. În mod normal, următorul pas ar cam trebui să fie lupta la titlu. Și vreau să vă întreb de ce sau cum se procedează de sunt făcuți acești pași mai mici, dar constanți. N-aș vrea acum să aduc, știu eu, critici sau acuze, pentru că la momentul terminării campionatului trecut, atunci când am avut o clasare pe locul 4, da, mai bună în istoria clubului, chiar cu o clasare pe locul 2, doar în play-off, mă așteptam ca știu eu, investițiile în echipă să crească. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta, pentru că, sigur, până la urmă știam de acest fapt, mi s-a transmis de către conducerea clubului. În plus, jucătorii bine cotați, care au reușit să facă un campionat foarte bun, au plecat. Ăsta a fost unul dintre motivele pentru care echipa a slăbit oarecum și cei nou veniți, pentru că a fost nevoie de niște transferuri, n-au mai fost la nivelul celor care au plecat. În plus, și acomodarea a fost destul de dificilă. Începutul de campionat foarte rapid, n-am avut timp să facem o adaptare foarte rapidă a lor. Sigur că în acest an echipa beneficiază de omogenitate. Nu s-au schimbat foarte mulți jucători, sau mai bine spus, n-au plecat foarte mulți din jucătorii de anul trecut. În plus, au fost aduși jucători care, cred eu, pot să ridice nivelul echipei. Din punctul nostru de vedere, în acest moment, valoric vorbind, pe unde se poziționează lotul celor de la Sepsi? E greu să fac, știu, aprecieri. În primul rând, este un pic cam devreme ca să vorbim, pentru că și anul trecut am văzut că au obținut rezultate foarte bune în meciurile de pregătire, ceea ce da. S-a întâmplat de altfel și anul trecut.
Dar știți cum e, la meciurile de pregătire cu toții suntem buni. Atunci când vin meciurile pe puncte, când vin meciurile cu miză, atunci intervin problemele. Dar credeți că are șanse reale pentru play-off în sezonul care stă La să înceapă? play-off nici nu se discută, e clar. Pentru play-off are șanse reale și cred că va fi una dintre echipele, pentru că v-am spus, a rămas cam același lot de jucători, în plus au venit întăriri, adică nu, nu, lotul n-a slăbit, din contra, eu cred că s-a întărit. Cum vi La se... play-off 100%. Acum, ca să vorbim de o candidată la primele locuri sau la titlu, e puțin cam mult spus, pentru că cred că e nevoie de mult mai multe lucruri ca să te poți bate la titlu. Sigur, o conjunctură favorabilă poate să va, dar cred că într-un campionat cu 30 de etape în sezonul regular plus alte 10 în play-off, 40 de jocuri, e un pic cam dificil să poți să le duci în momentul de față la Sfântul Gheorghe. Asta e părerea mea. Domnule Grozavu, cum vi se pare aducerea lui Cosmin Matei, un jucător talentat, considerat talentat, dar care a ajuns la 30 de ani și care vine după o retrogradare cu Dinamo? Poate fi potențat pentru această presiune, că până la urmă este o presiune, lupta pentru play-off? Vedeți, dumneavoastră, de asta eu n-aș vrea să fac aprecieri, nici n-aș vrea să am supoziții vis-a-vis de anumite aspecte. Mi-e greu să spun. Cosmin Matei trebuie judecat după ce începe campionatul, măcar după, să spunem, din iarnă încolo, să vedem evoluția lui, pentru că e cam devreme. Sigur, sunt păreri pro și contra. Este un jucător care în ultima perioadă, nu doar la Dinamo, nici la Viitorul, n-a reușit să se impună ca un titular de necontestat, dar este un jucător cu calitate, un jucător cu real talent. Din păcate, n-a dublat talentul și de o muncă care să-l facă mult mai vizibil, măcar la nivel de campionat în România. Domnul Grozavu, dar sunt curios dacă atunci când ați fost dumneavoastră la Sepsi, au existat jucători pe care vi-ați fi dorit la echipă și nu ați putut să-i luați, nu știu, din diferite considerente. Da, sigur că a existat. V-am spus, în primul rând, datorită faptului că am jucat acel meci de baraj și la foarte scurt timp am reluat pregătirile. După aia veneau meciurile din Conference League. Timpul era foarte scurt, n-am avut un timp îndestulător, ca să spun așa, la dispoziție, să reușim să facem niște transferuri pe care ni le dorim. Mi-am dorit și alți jucători. Unul dintre ei era chiar Hefte. Chiar discutasem cu conducerea în momentul când am plecat în vacanță. Cred că la momentul respectiv putea fi adus de la voluntari. N-a fost să fie. Vedeți că după aia el a avut un campionat foarte bun Mi-am mai dorit și alți jucători. Sigur, unii din motive financiare, până la urmă acolo n-ai ce să faci, pentru că nu, antrenorul își dorește jucători cât mai buni, dar e greu să fie satisfăcută dorința antrenorului în totalitate. La ceea ce puteam noi, sigur, mi-am dorit, cred că, jucători alții decât au venit. Din păcate, v-am spus, nu are rost să mai ne întoarcem în trecut, să vedem care au fost motivele. V-am spus, în primul rând, am pierdut jucători importanți. Ori atunci când îți propui lucruri interesante și demne de luat în seamă, în primul rând, n-ai voie să pierzi Dar ne jucătorii puteți da valoroși. niște nume de jucători pe care, de exemplu, vi-ați fi dorit să-i aduceți și n-ați putut să-i aduceți? Păi, am spus mai devreme unul dintre ei. Hefte. Unul dintre ei a Alții fost care ar mai fi? Hefte. Mai era vorba de un schimb de jucători sub 21. La momentul respectiv, noi pierdeam pe Petrila, care era jucător împrumutat, și nu aveam pregătit un alt jucător care să acopere poziția de under. Da. Mi-am dorit la momentul respectiv să iau doi jucători de la Steaua, acolo era vorba de un schimb, n-am mai avut loc schimbul, am Stați un rămas pic, și pe Steaua CSA sau FCSB vă referiți? FCSB, pardon. FCSB, ok. FCSB, da. De FCSB, mai era vorba de un alt schimb cu FCSB, deci au mai fost, acum v-am spus, e tardiv să mai discutăm lucruri care nu s-au întâmplat. Nici nu vreau să acuz pe cineva, asta a fost la momentul respectiv. V-am spus, în primul rând, timpul foarte scurt. E adevărat, v-am spus, e un club tânăr, un club care crește de la zi la zi, un club care acumulează experiență,
Anul trecut probabil nu s-au făcut chiar cum ar fi trebuit lucrurile, pentru că o participare în conference trebuia să ne prindă mult mai pregătiți. Anul ăsta deja există această experiență, lucrurile mai mult ca sigur că se vor face mai bine și sperăm că în viitor să existe o echipă care chiar poate să pună probleme și nu doar la nivel intern, ci și la nivel internațional. Mă refer aici la o participare chiar în grupele conference. Da. Cine construirea noului stadion. Eu n-am apucat să joc pe nou stadion. Asta a fost, v-am spus. Acum lucrurile sunt mult, mult îmbunătățite. Cine este conducătorul numărul 1 al clubului pe latura sportivă? Attila Hadnaghi. Că spuneați la începutul emisiunii că poate ați fi simțit, sau eu asta am înțeles, că ați fi simțit cumva nevoia în unele momente de o conducere poate mai agresivă, care să apere mai mult clubul în anumite momente. Și într-adevăr, la un club de fotbal e nevoie când... Da, v-am spus, e un club tânăr care acumulează. Sigur, a fost o perioadă și domnul Schweitzer în conducere, dar era destul de dificil. Dumnealui venea doar din când în când la Sfântul Gheorghe, Oti era pentru altă parte. Sigur, sunt oameni puțini, dar care reușesc să facă treburile. Dar cred eu, pe măsură ce vor înainta în competiții, vor dori să progreseze, e nevoie de oameni de fotbal. Mi-e pare rău să spun lucrul ăsta, dar Hadnaghi este singura persoană care juca fotbal din cadrul clubului, ceea ce cred că spune multe. Cred că e nevoie și de alți oameni care pot fi cooptați și care pot să-și aducă, știu eu, plus valoarea la dezvoltarea clubului. Considerați că e nevoie de un președinte din tagma aceasta a foștilor fotbaliști, nu neapărat mari, dar măcar să fie avut meciuri la Liga 1, care să știe exact cu ce se mănâncă și să aibă și experiență managerială? Sau vă referiți și pe alte posturi, nu neapărat cel de președinte? Și pe alte posturi. Pe parte de scouting, un director sportiv, pentru că Hadnaghi are funcția de director general sau de președinte executiv, să spunem. Atunci el nu poate să facă și partea sportivă. Ar fi nevoie, sau dacă el face partea de director general, trebuie să fie un director sportiv care să fie mai aproape. Asta mi-a lipsit mie, un om mai aproape de echipă cu care să poți comunica, cu care să aibă vederi, știu eu, moderne despre ce înseamnă fotbal, care mi-a fost destul de dificil din punctul ăsta de vedere. V-am spus, e bine pe de o parte că antrenorul are multă libertate, pe de altă parte mai sunt momente în care ai nevoie de un om cu care să te consulți, să ai sprijin, și în foarte multe momente volumul de muncă nu permite, știu eu, unuia să facă munca la doi. În plus, v-am spus, la momentul respectiv eram destul de aproape de finalizarea lucrărilor la stadion. Hadnaghi are mult mai multe însărcinări și nu putea să facă și munca sportivă și munca de administrație, ca să spun așa. Domnul Groza, vă spuneați la începutul emisiunii că nu prea sunt proiecte serioase prin România. V-ați gândit să... Păi... Eu nu spun doar eu, dacă dumneavoastră îmi spuneți unul, eu vă pot confirma sau nu, dacă este sau nu serios. Corect, corect. Voiam să vă întreb dacă v-ați gândit și la o aventură prin străinătate, că dumneavoastră n-ați fost deloc la un club din afara țării. Haideți să fim cinstiți. Orice antrenor își dorește să antreneze în străinătate, dar în străinătate e foarte greu să pătrunzi. Noi, ca români, foarte greu suntem acceptați. Vedeți că foarte puțini antrenori antrenează în străinătate. Trebuie să ai un CV foarte important, fie de fost mare jucător, fie de un antrenor care a obținut foarte multe rezultate. În plus, au cam dispărut și agenții sau impresarii, ca să le spunem așa, care au relații foarte bune în străinătate și poți să te promovezi acolo. Pentru că eu consider că sunt mulți antrenori bine pregătiți în România, dar e foarte greu să poți să pătrunzi într-o piață străină. Dumneavoastră mai sunteți reprezentat de cineva în acest moment? În momentul de față, nu. Okay. Eu am spus, am avut o colaborare doar pentru partea de străinătate la momentul respectiv cu Ana Maria Prodan,
pentru că am considerat că i-ar putea să facă, din păcate n-a fost să fie, pentru că la nivel de România cred că pot să mă reprezint și singur. Și n-a găsit nimic prin țările arabe? Poftiți? Zic, prin țările arabe n-a găsit nimic pentru dumneavoastră? Vă spun cinstit, fără să fiu acuzat de ceva, fără să fiu ipocrit, nu mi-aș dori să merg acolo. În primul rând, am ajuns la o vârstă la care îmi doresc să fac fotbal, nu să mă duc să câștig neapărat bani. Am spus de fiecare dată, sigur, banii sunt importanți, dar dacă nu poți să-ți faci meseria așa cum trebuie și, în general, un antrenor care nu are un CV foarte, foarte bogat, acolo o să meargă pentru puțin mai mulți bani decât aici în România, pe mine nu mă tentează lucrul ăsta. În primul rând, sunt condiții foarte grele, am un anumit confort la mine în țară, am fost un om cu capul pe umeri, am știut ce trebuie să fac. Nu cred că mă duc în orice condiții, oriunde. De asta și în România vreau să-mi aleg locul unde mă duc, nu vreau să... Deci nu sunt nevoit să antrenez. Să alegeți dumneavoastră, nu să fiți ales, cu alte cuvinte. Și glumind un pic, acolo nu prea puteți fi așa agresiv, cum sunteți dumneavoastră, în timpul meciurilor. Nu știu. Am înțeles. Domnul Grozavu, vreau să discutăm un pic și despre Dinamo, pentru că este o echipă la care... Acolo trebuie să dau, știu eu, anumită stare și jucătorilor pentru a da mai mult. Vedeți, toată lumea vorbește de atitudine, iar atunci când avem un antrenor care e mai, știu eu, coleric sau trăiește foarte mult pe margine, începem să-l judecăm. Nici asta nu e. Dar nu va judeca nimeni, când domnul Grozav. Adică cel puțin aici, în această emisiune, nu va judeca nimeni. Pentru că sunt stiluri și stiluri de antrenori care au dovedit că funcționează. Dumneavoastră, stilul Petrescu și așa mai departe. N-am făcut referire la el, la emisiunea ta, în niciun caz. Dar în general, de fiecare dată, când e unul prea, ca să spun așa, ieșit din tipare, imediat îi găsim tot felul de chichițe. Sigur, nu putem fi toți la fel. Suntem foarte diferiți pe pământ. Nu putem toți gândi la fel, nu putem toți antrena la fel, nu putem toți conduce la fel. Așa că, sigur, oamenii sunt diferiți. Dar important e să-ți faci meseria bine. Acolo unde ești, să-ți faci meseria bine. Fără, bineînțeles, fără să depășim anumite limite, normal. Da. Ce părere aveți de ce se întâmplă la Dinamo? Dumneavoastră ați jucat la Dinamo 6 ani, dacă nu mă înșel? Da, 92-98. 92-98. Aveți peste 100 de meciuri la Dinamo. Cum vi se pare situația din Ștefan cel Mare? Și vreau să vă întreb, pentru că se discuta înainte de barajul de supraviețuire cu Cluj, eu auzisem chiar înainte de acel baraj că s-a discutat, Cluj a discutat cu jucătorii lui Dinamo și deja se vorbea că e ca și câștigat de Cluj această dublă, e câștigată. N-aș putea să vă spun, eu n-am auzit lucrul ăsta, dar dumneavoastră știți mai multe. Și pentru mine a fost o surpriză, cinstit, nu m-am așteptat că... Chiar dacă în ultimii ani Dinamo s-a străduit foarte mult, între ghilimele, să retrogradeze, n-am crezut că se va ajunge până acolo. Au fost ani de convulsii importante în cadrul clubului, dar totuși nu m-am gândit atât de departe. E neplăcută situația, vă dați seama. Cred că cei de acolo cunosc mai bine care sunt motivele adevărate. Mie îmi pare rău pentru ceea ce s-a întâmplat acolo. Cred că prin tot binele care au dorit să-l facă suporterii, au fost în foarte multe momente și lucruri care le-au făcut mai puțin bine. Implicarea în activitatea echipei atunci când au trebuit să fie instalați antrenori, când trebuiau să fie demiși antrenori, când trebuiau să vină jucători, să plece jucători. Astea sunt lucruri care cred că ar trebui să aparțină conducerii clubului, în niciun caz suporterilor. Din păcate, această implicare a făcut ca acolo să fie un pic de haos. Dumneavoastră ați avut vreo ofertă de la Dinamo din partea suporterilor? Pentru că altfel știu că ați și refuzat Dinamo pentru că era haos. Nu era haosul de acum, dar oricum era haos.
Mie îmi pare rău, am avut și acum vreo 2 ani, am avut și anul trecut, într-adevăr, nu din partea suporterilor, bineînțeles. Am avut din partea conducerii, dar am spus, la momentul respectiv, abia eram plecat de foarte puțin timp de la Sfântul Gheorghe, cred că nu erau nici o săptămână și când am fost contactat am spus că nu e momentul. În trecut, la fel, n-am simțit că lucrurile se pot face cum trebuie, v-am spus. Îmi doresc să merg acolo unde există șanse de reușită. Unde nu cred, îmi pare rău. Nu sunt nevoit să antrenez cu orice preț. Dar în chatul live care rulează acum pe parcursul emisiunii sunt oameni, sunt suporteri lui Dinamo care spun că să mergeți la Dinamo, vă cer la Dinamo, practic. Da, eu mă bucur că sunt apreciat. Asta cred că face plăcere oricui, dar v-am spus, eu îmi doresc să reușesc. Nu vreau să mă duc acolo unde din start ai un mare handicap. În momentul de față, v-am spus, nu se știe ce se întâmplă în cadrul clubului și mie este destul de dificil. V-am spus, cred că am acumulat destul de multă experiență la nivel de antrenorat, știu ce ar trebui făcut și în momentul în care te duci într-un loc unde, știu, nu te ocupi doar de pregătirea echipei sau energia ta este canalizată pe prea multe direcții, riști să pierzi lucrul cel mai important, respectiv ceea ce ai tu de făcut și e foarte greu să poți reuși. Din punctul noastră de vedere, în acest moment Dinamo are vreo șansă să revină în Liga 1? Sigur, e devreme, nici nu a început sezonul, încă sunt echipele în pregătiri, se fac transferuri, dar la cum vedeți că se mișcă lucrurile, ce șanse estimați că are Dinamo? Așa cum spuneai și tu, e destul de greu de făcut aprecieri, dar așa cum se vede și cum se mișcă lucrurile, cred că e destul de greu. E destul de greu. Din perspectiva dumneavoastră de antrenor cu o foarte mare experiență, cam de ce ar avea nevoie Dinamo pentru a spera măcar la promovare în acest moment? În primul rând, cred că e nevoie de stabilitate. Financiară vă referiți? Toate nivelurile, și financiară, și la nivel de conducere, la banca tehnică, e nevoie de jucători care să știe ce înseamnă Dinamo, să tragă cu adevărat toată lumea în aceeași direcție, pentru că o promovare nu este ușor de obținut. E nevoie de jucători care nu neapărat să fie jucători de prima ligă, dar jucători care știu ce înseamnă Liga a doua, pentru că o promovare nu se obține doar cu jucători de prima ligă, se obține cu jucători care au determinare, care joacă pe terenuri nu din cele mai bune, care în anumite momente trebuie să sacrifice pentru rezultat, pentru echipă. Deci sunt mai multe lucruri de clarificat, Bogdan, ca să poți să ai șanse. Ați văzut că, din punctul meu de vedere, este o greșeală cumva managerială, dar să-mi spuneți dumneavoastră dacă am dreptate sau nu, s-a anunțat clar că Gică Mihali pregătește echipa Dinamo până când se va găsi un locuitor, că se caută antrenor. Stau și mă gândesc pe lângă faptul că Mihali este totuși un nume important din viața lui Dinamo. Nu bulversezi la pregătire și jucătorii? Că poate unii dintre ei se vor gândi, hai las că cu ăsta nu trag tare, n-am chef, că oricum pleacă. Când vine antrenorul nou, mă apuc și fac exercițiile cum trebuie. E mai bine decât mine, Victorie, ce se întâmplă și în prima ligă. Mai nou și antrenorii se schimbă la dorința jucătorilor. Știm foarte corect, bine și este. În campionatul trecut Dinamo a avut problema asta. Erau întrebați jucătorii dacă să schimbe antrenorul. Același lucru e și în cazul de față. Gică îl cunosc destul de bine, mi-a fost coleg. Cred că merită mult mai mult decât a fi interimar. Dacă oamenii s-au gândit la el, nu, acolo trebuie, în momentul când ești conducător, nu vreau să dau sfaturi cuiva, dar cred că și în momentele de criză, echipa nu trebuie niciun moment să simtă că antrenorul, chiar dacă mâine vrei să-l schimbi, da. Astăzi te duci în fața echipei pentru că echipa are joc și le spui că, domne, antrenorul nu se schimbă. Pentru că ei trebuie să știe că antrenorul ăla e sfânt, trebuie să-l asculte și trebuie să dea totul pentru rezultat. După aia, dacă mâine decizi să-l schimbi, asta e altă problemă. Dar n-ai voie să fii, știu, nici nu știu cum ce cuvânt să folosesc. În momentul când eziți, e clar că dai lași loc de interpretare
și automat nici jucătorii nu mai sunt la fel de determinați. Da. Ați văzut, probabil, sau nu știu dacă ați apucat să vedeți că a apărut recent informația, jucătorii s-au plâns în presă, nu direct, normal, de faptul că Cornel Țărnar le-a mâncat din aripioarele de pui. La prima vedere pare amuzant, pare de râs, dar lucrurile stau în felul următor. Cornel Țărnar a fost sunat de colegii mei și a și spus, domne, am gustat și eu una, două, trei aripioare, dar mă bucur acum să văd ce caracter am la echipă, care dau în presă așa ceva. Cum vedeți acest episod? Sigur, nu prea îmi place să comentez astfel de lucruri, pentru că deja depășesc mult sfera sportivă, ceea ce cred că ar trebui să ne intereseze. Sunt convins că lucrurile sunt denaturate. Acum, mi-e greu să comentez un lucru pe care nu-l stăpânesc și aș vrea să rămân așa la distanță de asemenea lucruri. Nu cred că în asta constă, știu eu, marea problemă la din momentul de față. Nu, dar știți ce este grav, domnule Grozavu? Faptul că se fac eforturi și să se mănânce. Ok, dăm deoparte episodul cu Cornel Țelnar în care jucătorii îl acuză și așa mai departe. Nu asta contează. Dar se fac eforturi să se plătească bani pentru mâncare. Bucătar nu mai este. Le-a gătit femeia de serviciu jucătorilor acestor aripioare. Magazinerul a plecat de la club, nu mai există. Ce părere aveți de toate aceste probleme? Și cât de mult afectează viața unei echipe? Eu am mai avut intervenții și cu alte ocazii atunci când am fost întrebat. Da. Și cred că chiar dacă pe undeva sună dur, dar au mai fost cluburi înaintea lui Dinamo care au reușit să o ia de la zero. Să renască, cum se spune, ca pasărea Phoenix. Da. Da, dumneavoastră ați... Stai un pic să termine ideea. Vă rog, domnule Grozavu. Asta vreau să spun, că cred că cel mai bine ar fi ca la un moment dat să dispară aceste lucruri și să o ia de la zero cu un club sănătos. Chiar dacă v-am spus, e clar că acum datoriile făcute de actuala societate, tot ce s-a întâmplat, văduvesc sau păgubesc anumiți oameni sau alte societăți. Dar din păcate pentru ei, ca să poată să construiască ceva durabil, ceva sănătos, cred că ar trebui să o ia de la zero. Vedeți, s-a întâmplat și la alte cluburi, mă refer aici la Cluj, mă refer la Rapid și mai sunt și altele. Se va construi un stadion nou. Sunt absolut convins că cu un club în centrul capitalei poate să atragă oameni potenți din punct de vedere financiar, oameni care și la nivel de management se pot implica și pot să creeze un club sănătos. În momentul în care tot târâi după tine aceste datorii și aceste probleme, e foarte greu să mai scap de ele. Da. Te rog, Alin. Dumneavoastră ați întâmpinat vreodată asemenea greutăți la echipele pe care le-ați antrenat, fie ele și mai mici, nu știu, la începutul carierei dumneavoastră, când ați fost la Zalău, care era totuși un club micuț, la Baia Mare. Ați avut vreodată probleme acestea? Nu neapărat. Au fost, într-adevăr, erau probleme la momentul respectiv, dar n-am stat foarte mult acolo în așa fel încât să le resim foarte tare. Acolo am fost o perioadă scurtă, mi-aduc aminte, nici n-am fost remunerat, pentru că totul era la o perioadă, am plecat mai repede și am spus, domne, nu mai trebuie să dați nimic, n-am luat nimic, așa că... Dar, sigur... E foarte greu de lucrat în asemenea condiții. E foarte greu de lucrat în asemenea condiții. Ar trebui să-i se acorde o șansă lui Gică Mihali să fie antrenorul lui Dinamo în acest sezon, nu doar mantat de vreme rea așa cum a fost anunțat? Am spus-o și mai devreme. Da, cred că 100%. Ar merita. A mai lucrat, știu, a fost și secund și cu Dorinel și a mai avut și alte momente unde cred că are suficient de multă experiență. Cred că ar merita o șansă în situația actuală, pentru că e foarte greu să vină un antrenor care, știu eu, are nume, care, știu eu, are un CV impresionant. E foarte greu, pentru că nimeni nu se înhamă la o asemenea muncă în condițiile date. Și atunci, sigur, dacă Gica ar reuși în asemenea condiții, cred că ar trebui să-i se facă un contract pe viață, ca să spun așa. Da, uitați că îmi scriu niște colegi că da, într-adevăr a primit o ofertă Mihali, se pare, a anunțat acum 10 minute Răzvan Zăvăleanu că Mihali a plecat de la Dinamo pentru că a primit o ofertă, culmea, deci antrenorul de
care era pus doar pentru o perioadă limitată, oricum a plecat el. Și spune Zăvăleanu, a intrat în direct la DigiSport și a spus: nu i-am putut garanta postul de antrenor, pentru că dacă va veni cineva să investească, va veni și cu echipa proprie. Era sub semnul dacă, nu aveam ce face. Ok, să vedem cine este înlocuitorul până se va găsi un antrenor. Domnii Mihăiescu și Augustin se vor ocupa de echipă de acum înainte. Nu vor pleca toți dinamoviștii, ei și ca o palmă pentru Mihali, dar mi se pare deplasat. Tu nu-i dai șansa să antreneze, îl folosești doar cât ai tu nevoie, după care îi dai o palmă că nu-i dinamovist, că pleacă. Nu, aici cred că e un pic exagerată afirmația. Și Mihali are la rândul lui familie. Exact, exact. E destul de dificil să acuz un om că nu rămâne la Dinamo doar pentru că... Pentru că știm cu toții, trăim vremuri grele, vremuri agitate. Nu poți să judeci numai cu sufletul. Pentru că atunci când te duci acasă, trece tot. Și în general ați văzut ce se întâmplă în România. Cât timp îți faci treaba, ești cel mai bun, după aia nu mai știe nimeni nimic de tine. Cam așa e la noi. E adevărat. Domnul... Trebuie să fii mult mai pragmatic în judecată. Și eu am avut, la începutul anilor mei de carieră, vă dați seama, am problema financiară mai puțin, pentru că nimeni nu te bagă în seamă dacă ai pretenții. Trebuie să-l muncești foarte mult, să reușești să faci ceva, păi sigur că în funcție de ceea ce reușești să faci, din punctul meu de vedere, trebuie să fii și remunerat. Cred că orice om merge undeva, fie ea în activitate sportivă sau altfel de activitate, trebuie remunerată pe măsura muncii pe care o faci. În sport, în general, antrenorii, jucătorii, oamenii de fotbal trebuie plătiți. Vedeți ce se întâmplă în străinătate. După aia, sigur că rezultatele îți conferă un viitor mai luminos sau mai puțin, funcție de ceea ce reușești să faci. Da. Domnul Grozavu, ce antrenor s-ar plia cel mai bine la Dinamo acum? Un antrenor strict, un antrenor dur sau un antrenor prieten cu jucătorii? Nu sunt pentru a spune un antrenor dur sau pentru un antrenor blând cu jucătorii. Nu cred în formule din astea extreme. Prea dur sau prea blând. Trebuie un antrenor căruia îi place, știu eu. Sunt convins că în momentul de față nu poate să vină un antrenor titrat. Asta v-am spus și mai devreme. Trebuie să fie un antrenor căruia îi place să muncească, care... este dispusă să sacrifice momentul de față pentru a reuși să facă lucrurile, să scoată, cum se spune, căruța din noroi. Cred că s-ar potrivi un antrenor tânăr, dornic de a performa. Sunt asemenea antrenori în România, cred că nu aș putea să vă dau nume, dar cred că sunt, cunosc antrenori la nivel de Liga 2 care fără condiții, fără reușesc să facă lucrurile bine. E adevărat. Nu vorbim aici de Dinamo. Dinamo e mai special, pentru că există, v-am spus, în primul rând presiunea suporterilor. După aia există acea presiune mediatică. E un club important. Claudiu Niculescu ar fi un nume, domnul Grozavu? Poftiți? Pe sub contract. Știu, dar Claudiu Niculescu ar fi un nume... pentru Claudiu Dinamo, ar fi un... sub contract în momentul de față. Corect, știu. Dar ziceam așa ca o paranteză, ar fi exact antrenorul ăla de care ar avea nevoie Dinamo acum. N-aș putea, v-am spus încă o dată, nu pot să vă dau nume pentru că nu cunosc. Dar cred că sunt antrenori care au demonstrat pe la anumite echipe, chiar dacă nu foarte titrate, antrenori tineri fără nume care au demonstrat. Da. Și cred că un asemenea antrenor, dar eu nu sunt conducător în momentul de față. Dacă aș fi conducător, ar trebui să am habar despre tot ce se întâmplă în România. De la Liga 3-a, chiar juniori, până la prima ligă, să cunosc tot. Antrenori, jucători, asta înseamnă să fii profesionist. Corect, eu așa este. Știu, dar vă dați seama, nu mi-aș putea permite acum să dau eu soluții. Nu aveți sunt dreptate. În postura. Dacă aș fi, aș ști ce trebuie făcut. Da. Bun, domnule Grozavu, vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră. A fost o plăcere să dialogăm și sper să reveniți cât mai repede pe o bancă tehnică din Prima Ligă. Vă mulțumesc frumos, emisiuni plăcute în continuare. Mulțumim, toate bune, domnule Grozavu. Da, a fost Leo Grozavu, antrenorul celor de la, fostul antrenor celor de la Sepsis Sfântul Gheorghe. Într-adevăr, a plecat...
Gică Mihali, dacă și Gică Mihali a ajuns să aibă ofertă, mă refer, doamne ferește, tot respectul pentru Mihali, mă refer, omul care a fost pus acolo de la Dinamo Under 19, la modul nu vei rămâne, nu-ți dă nicio șansă, te căutăm pe altcineva, uite că i-a lăsat cu ochii în soare și bine l-a făcut, dacă mă întreb pe mine. Și este interesant că e foarte posibil să fie din Liga 1, din ce înțeleg. Așa. Din declarațiile și a lui, Mihali, care a vorbit, înțeleg, pentru Fanatic și a spus că are ofertă și el va pleca. El va pleca de la Dinamo, pentru că aici este de vină, spuneam mai devreme, de palma pe care i-a dat-o Zăvăreanu lui Mihali. Uite că primul care a dat-o palma a fost Mihali când a spus în declarația respectivă că conducerea nu mi oferă nimic și este normal să plec pentru că nu pot să... L-o fi deranjat episodul Aripioarele? Nu, cred că l-a deranjat episodul Aripioarele, deși... Încerc să mă păstrez așa foarte neutru și foarte... N-ai cum să fii foarte neutru, doar neutru. Mega neutru vreau așa. Să fiu. Care este problema așa. Ta? Uite, că vezi, m-ai scos acum din... N-am nicio problemă, s-am scos din zona de, din da, zona de neutralitate. Da, episodul Aripioarele este pe cât de amuzat, pe atât de penibil, pentru că a spus și Țălnar în declarația pentru ProSport că nu s-a așteptat să fie atât de bune niște aripioare făcute de femeia de serviciu. Tot respectul pentru femeile de serviciu. Cunosc foarte multe femeile de serviciu care fac mâncare bună. Dar un club foarte ca din... Foarte multe cunoști? De da, unde? Da, cunosc. Multe? Foarte multe, da. Da, ok. Și pe lângă asta, în ce hal a ajuns Dinamo încât nu are un bucătar? Adică, băi, ești Dinamo, totuși, nu-ți permiți un bătrânel, o bunicuță. Cunoști o bunicuță care face mâncare foarte bună, în caz de ceva să mă sune cei de la Dinamo. Nu știu cum s-a... Bine, știu cum s-a ajuns la situația asta, dar să nu ai pe cineva să-ți dea acolo un colț de pâine. Vii tu, Bogdan Gavrilă, că tot a venit acum la Dinamo. Dar nu e vorba de Bogdan Gavrilă, este vorba de jucătorii tineri care nu au bani să-și plătească chiria și locuiesc exact, la Săftica. Pentru ei a fost făcută mâncarea, nu pentru tot lotul. Atenție. Nu, eu mă refer în general, când lotul vine la Săftica după antrenament, se mai dă o mâncare, o gustare, o ceva, o pizza. Câtă pizza să comanzi? Că nu mai sunt bani nici acolo să comanzi pizza. Poate ar putea domnul Nicolae Badea să se implice în continuare, pentru că s-a mai implicat. Știm foarte bine că deține două lanțuri de restaurante foarte mari în România și să chiar culmea unul dintre restaurante este producător de aripioare. Da. Cazul la aripioarele, repet, nu este de râs, vă rog să nu vă amuzați pentru că situația este foarte gravă dacă s-a ajuns ca la Săftica să se ducă lupte pe aripioare. Ne putem imagina cum își dau peste mâini să prindă ultimele aripioare salvate din brațele lui Cornel Țălnar. Chiar nu este amuzant, nu este nimic de râs, pentru că vorbim de sportivi de înaltă performanță, care au nevoie, Alin, știi că și tu ai jucat fotbal, ai nevoie după ce faci un antrenament sau joci un meci de fotbal, ai nevoie să mănânci sănătos, nu? De vitaminizare, bine, deja asta cu vitaminizarea vorbim de alt nivel, la care Dinamo înțeleg că n-au mai avut parte de, nici când era Liga 1 de vitaminizare și pentru un sportiv în general este obligatoriu. Să încercăm să-l contactăm pe domnul Zăvăleanu, rog colegii dacă se poate, să vedem ce se întâmplă exact, să vedem cu cazul Aripioarele, să vedem cu plecarea lui Gică Mihali. Sunt lucruri care se întâmplă. Să vedem ce va face noul cuplu de antrenori interimari, că nu cred că vor rămâne în Liga a doua, deși au participat direct la pregătirea echipei în această perioadă de dinaintea începerii campionatului, care nu văd totuși cum se pregătește Dinamo, nu știu, nu au și un mini cantonament și e adevărat că nu sunt bani, dar undeva, cineva de acolo nu are o legătură, pe undeva, pe la vreun, nu știu, la munte, la mare, dui pe nisip, ca pe vremuri, habar nu am, undeva unde să se pregătească, sunt copii foarte mulți care Liga a doua deja este un nivel ridicat pentru ei, ei trebuie să se obișnuiască cu nivelul ăsta, nu se întâmplă nimic la Dinamo. Nimic pozitiv, din păcate. Nimic pozitiv? Bine, l-au adus pe Bogdan Gavrilă, încearcă să-l aducă și pe Nicolae Mușat, fundaș stânga, de 35 de ani, ultima oară la FC Argeș, și este clar că probabil se gândesc să renunțe la Steliano Filip și acolo lucrurile, din punctul meu de vedere, sunt destul de simple. Da. Dacă nu-i vor achita datorile de 23.000 de euro salarii neplătite, clubul va intra în faliment. Singura șansă este, pentru că asta a fost înțelegerea inițială, ca Filip să renunțe la acești bani și să fie lăsat liber să plece. Așa mi s-ar părea corect. Corect, dar în același timp am citit despre clauza aceea din contract. Incredibil la ce s-a ajuns la Dinamo, sunt bani, niște clauze ascunse, doar să mai scoți un șfanț acolo, să mai trăiești câteva luni.
Pentru că nu scot imediat banii. Clauza a fost făcută. Da. Nu. Clauza este mai mult una ipotetică în cazul lui Steleanu Filip. Se cere 20% dintr-un transfer viitor al lui Filip, dar dacă clubul respectiv nu respectă această clauză, atunci este obligat Steleanu Filip să achite 100.000 de euro către Dinamo, ceea ce, din ce știu, este unic în istoria fotbalului. Ca da. Un fotbalist să fie tras la răspundere pentru acțiunile unui club cu care semnează. Păi da, nu era și cazul tot la Dinamo, s-a întâmplat cu Sportul Studențesc, nu era cam pe acolo, doar că acolo era vorba de cât de 1.000.000 de euro. Cu... Ce caz? Nu, este total diferit. Nu era tras jucătorul la răspundere. A, jucătorul nu era te referi la Șerban. La Șerban, da. Cazul Șerban a fost în felul următor. Dacă jucătorul rămâne liber de contract sau semnează cu altă echipă sub orice formă, în afară de Dinamo, Dinamo se obligă să achite 1.000.000 de euro celor de la Sportul Studențesc. Da. Și aici oricum depinde de jucător, că dacă el nu mai voia să rămână, tot pe Dinamo băga la bere. Da, dar până la urmă, asta era și ideea, că clubul se ofere condiții necesare, astfel este alături de noi probabil cel mai important jucător din istoria lui Dinamo, domnul Cornel Dinu. Bună seara, mister! Bună seara, Victor! Nu mai dați calificative, pentru că Dinamo este într-adevăr o istorie. Care a fost mai important sau... Mister, am și eu preferințele mele. Cred că am dreptul ca ziarist să am preferințe. Da, sunt de respectat orice preferințe. Da, mulțumesc. Corect. Mister, știu că vă place să mai vorbiți despre Dinamo, mai ales în situația în care se află. Dom'le, dar ați văzut ultimul episod? Nu știu dacă ați apucat să citiți ProSportul puțin mai devreme. Da, dar l-am citit, Dinamo. Cu aripioarele de pui ați citit? Nu, mai mă surprinde nimic. Nu știu ce caută Derbedeul acolo. Să-l n-ar vă referiți? Da, excrocul ăla acolo, ăla. Este un excroc de profesie, domne, care ne-a păcălit pe toți. Pe Borcia, pe mine, pe Badea mai puțin, că Badea era mai abil, nu prea îl primea. Dar n-am crezut în el, eu l-am dus și în biserică, că m-a rugat un om serios. Ministrul Humoștean atunci, care era în 1978-79, un om de o mare ținută. Dar... L-am luat toți așa, ca pe o glumă, dar el... Stați un pic, că eu din câte țin minte, dumneavoastră l-ați ajutat foarte mult de-a lungul vieții. Adică nu puteți să spuneți că n-a fost apropiat de dumneavoastră. Dom'le, dar pe cine l-am ajutat eu? Dar, într-adevăr, Sărnar a fost unul dintre cei mai ajutați de mine, pentru că el a venit în 1977 la Dinamo, de la Alba Iulia, unde era un conducător, Suciu. Da. Dom'le, eu niciodată nu m-am gândit la răul din oameni, dom'le. Am luat doar partea bună, așa. Nu mi-am închipuit că oamenii au mai multe fețe și mai multe posibilități de a face, de a-ți spune un lucru în față și în spate să-ți bage chiar și cuțitul. Pentru că prima dată când acest excroc, nu neapărat că am eu un litigiu acum după 30 de ani, dar stau și mă gândesc cât de mulți m-au păcălit, pentru că eu am avut o educație de a crede că omul este bun, nu este supus greșelii, că merită să ierți. Bineînțeles că nu face anumite lucruri cu o anumită răutate, cu o anumită intenție. Deci, trebuia nu numai mie, dar întreg colectivului care știam să-l dea de gândit atunci. Dar el era un fel de, cum să spun așa, știi, de... între măscărici și bibeloul echipei, așa era. Fusese un jucător bun de... Asta voiam să vă întreb. A avut ceva calități fotbalistice totuși? Dom'le, incontestabil calități, dar nenorocirea este că aceste calități au fost estompate total de caracter. Da. Și hai să-ți povestesc o întâmplare care ar fi trebuit să ne dea, dacă ai timp, 5 minute, vă rog. care ar trebui să ne dea la toți de gândit încă de pe atunci. În 26, dacă nu mă înșel, noiembrie 1980, da, 80, am jucat un meci Dinamo la Brașov și l-am pierdut cu 3-1, cu un long gol marcat în minutul 2-0 pentru ei, până minutul 86 a marcat Vrânceanu, mi se pare. Da. Am și anumite momente care le mai rețin. Și în minutul 92, dintr-un corner, era un poartă speriatul, Benza direct din corner a făcut 3-1.
Bine, erau niște probleme atunci, trebuiau, atunci, poate că era mai bine ca atunci, să dădeau un exemplu cu unul care făcea niște nenorociri, care fura, care înșela și toți ceilalți stăteau liniștiți. Era o anumită strategie a statului de atunci. Ei bine, în februarie au fost arestați cel care îl vânduse pe Țăl Narsuciu de la Alba Iulia la Dinamo, pe 5.000 de lei, dacă nu mă înșel, lui Paul Moga, și cu Proca, care erau conducători la Brașov. Iar peste câteva luni de zile, n-am să uit niciodată scena, în 1981, deci în 80 noiembrie se întâmplase jocul acesta, da. Făceam, parcă văd, făceam cameră la Hotel Sport în Cluj, era ultima etapă de campionat. Și Dumnezeu să-l odihnească șeful secției, generalul Diaconescu, a venit la mine și îmi zice, Corule, după ce termin, vreau să spun ceva. Și m-am terminat, mi-a așezat camera, eram capitan, antrenor, secund, în fin. Și îmi spune, ce vă, te rogă postelnicul să vorbești cu finul tău, cu Țălnar, finul meu, pentru că încă o dată repet... Aveați grijă de el, da. Nu, m-a rugat un om de o calitate extraordinară să-i fiu naș. E vorba de Homosteanu, ministru Homosteanu, care fusese coleg de primari în zona Alba Iulia cu tata lui Țălnar, care după o anumită întâlnire care au avut ei până în decembrie 60 și ceva, tata lui Țălnar a plecat de lângă Homoșteanu, mașina lui era ceața, a intrat într-un stârp și a murit. Și Homoșteanu era un fel de părinte al lui spiritual. Și mă reiau ce spuneam și general Diaconescu, care era șeful secției de fotbal, a zis, domnule, ce te rogă postelnicul să vorbești cu Țălnar ăsta, pentru că a început Proca și cu Suciu să vorbească în arest la Rahova, la Tudor Stănică și la Baciu, că ea conduceau arestul, că s-a vândut și un meci lui Dinamo cu Țălnar și cu încă doi jucători. Am stat, era meci a doua zi, am tăcut în gură, a doua zi după recuperare pe la ora 12:30, i-am invitat pe el și pe Mărginean. E martor, puteți să-l întrebați dacă o recunoaște. Dar i-am invitat să bem o bere, cum era atunci la modă, pe terasa restaurantului Lido. Era la modă, vedeai valurile. Da. Nu intram niciodată că preferam valurile din frapieră, era mai tânăr atunci. Și în momentul acela, direct, băi, Gigi, uite ce se vorbește, că ați fi trântit meciul cu tăi. Nu, păi fac eu așa ceva, nu facem. Păi spune, bă, ca să știu ăștia cum să acționeze, ce să facă. În momentul ăla, în februarie, se declanșase o acțiune, este trecută în povestea fotbalului românesc scrisă de Buzărin și de Costache, este trecut acest subiect, nu așa de larg cum îl povestesc eu vouă. Dar de atunci trebuia să-mi dea de gândit, dar așa sunt eu, trec peste toate și zic, lasă-vă, a greșit, omul e bun, mergem înainte. Și în momentul ăla a negat total. Mă sui în mașină și mă duc la general Diaconescu, care zice, hai la postelnicul. Ne ducem la Tudor Postelnicu, care era un tip șiret, să știți. El avea niște probleme, pentru că cel care era informatorul principal al Elenei Ceaușescu era generalul Nuță, da. un dușman declarat al meu, datorită unor evenimente care ți-a timp ca să le povestesc. Și da, trebuia să joace între Ciocan și Nicovală. Și atunci Postelnicu spune, și ia zi, dragă, ce zice nanașul, că lumea avea mor, se pricepea la fotbal, puteai să vorbești de fotbal, dar nu s-a amesteca Postelnicu, nu dădea ordine. Da. Și te dea niște părere așa. Zice, păi dragă, zice, nu recunoaște, nu. Păi cum să recunoască, dragă, că au avut și un semn distinctiv, el trebuia să mai agațe, cum să spune, încă doi jucători, și aceștia au fost Ion Marin și Cuchiță, care semnul distinctiv că sunt de partea lui Țălnar era să iasă cu mingea la încălzire la Brașov în mâini, în braț. De obicei, eu, capitan de echipă, eu ieșeam cu una dintre mingele cu care ne încălzeam. Dar atunci a fost o mare bătaie pe mingi și ăștia și-au luat mingile. Da, zice, nu recunoaște, dragă. Bine, are noroc cu tovarășul Homoșteanu, că îl respectăm tot și un om deosebit. Dar zice, o să dea cu subsemnatul daci înainte de trei ori pe săptămână la Rahova. Ceea ce s-a și întâmplat luni de zile. Că îi cunoșteam ca Dinamovici și pe anchetatorul principal de atunci, trăiește încă
Tudor Stănică și Păpaciu. Și zice, prima dată cum iese tovarășul Homoșteanu la pensie, îl dau afară că eu nu plătesc vânzătorii. Și păi l-a spărând. Și după vreo 6 luni l-a dat afară pe Ghiță, după meciul de la Hamburg l-a dat afară și pe Ion Marin, iar în 86, când Homoșteanu, care era un fel de tată adoptiv al lui Țărnar, l-a dat la pensie, a dat și la pensie, l-a dat afară și pe Țărnar, care a ajuns, dacă nu mă înșel, inițial la Brașov. Dar asta e situația, deci nu spun... Dar eu vă întreb altceva, eu înțeleg lucrurile astea, mister, și înțeleg ce spuneți dumneavoastră, dar să mă ierte Dumnezeu, de la combinații de genul ăsta cu meciuri trântite, bani, apartamente și mai știu eu ce, nu, până la... Nu, am uitat să spun. Vă rog. Deci, el bineînțeles că așa cum s-a întâmplat, a fost chemat pe la Rahova de 3 ori pe săptămână, vreo câteva luni. Iar peste o perioadă de timp când s-a pronunțat sentința, au fost vreo 150 și ceva de arbitri care au fost anchetați atunci. Andergo, care a fost, i-a primit vreo 6 ani, zic eu, abuziv, încă vreo câțiva. Și interesant este că acest caz al lui Dinamo, așa cum erau timpurile, a fost scos, că n-ar fi existat. Da. Iar cei doi, de fapt, martori, provocatori, care au fost Proca și cu Suciu, au luat 6 luni de zile cu suspendare. Este trecut în povestea fotbalului românesc scrisă de Buzărin și de Costache. Da. Eu vă spun că au fost dedesubturile caracteriale a acestui personaj, în care, într-adevăr, l-am ajutat. Ce se întâmplă? El era într-o relație dinainte de 1990 cu Cristi Borcea. Da. Borcea era un tip de scurcăreț. Și majoritatea lucrurilor care reușeau în perioada aceea 90, după aia a venit după 90, după ce a fost la Brașov în 96-97, a venit la Victoria, se făceau fel de fel de învârtei cu tot felul de... Mister, eu nu contez ce povestiți dumneavoastră, dar acum să mă ierte Dumnezeu, de aici și până la a mânca aripioarele de pui prăjite ale jucătorilor, chiar așa, adică să mă ierte Dumnezeu. N-are niciun Dumnezeu decât interesul lui și are și o meschinătate de a se lipi pe sub pielea unora numai ca să-și vadă interesul. Din păcate însă lucrurile astea probabil că s-au accentuat în ultimul timp. El a fost mult timp plecat din Alba Iulia. Soția lui, care a murit, Dumnezeu să o odinească, era de o calitate extraordinară. După 2 luni copiii care, mă rog, cum e Turcu și Pistolul, m-au dat în judecată pe mine pe un apartament care zuse în banii în 1990, dar mi-a spus încredere, că așa sunt eu, am încredere în oameni. Iar bunica sa și cu maică sa erau niște oameni de o calitate extraordinară. Dar uite că Țandăra sare și altfel departe de trunchi. Da. Dacă vrei să mă înțelegi. Iar el a avut această legătură. Pentru că eu l-am revăzut după foarte mulți ani, în 1990, că nu l-am mai văzut. Da. Când eram secretar de stat și a zis, a venit la mine în birou, m-a lăsat secretar, a venit cu cineva să-l facă arbitru. Uite, mă, nașul ăsta e un prieten de-al meu, nu știu ce, era Cristi Borcea de vorba, ce dumneavoastră, aș vrea să-l facem arbitru. Bă, zic, lasă-mă în pace, eu nu mă bag la fotbal. Acolo hotărăsc alții și lasă momentul ăsta, nu e ca să-l faci arbitru, pentru că deja se curăță din arbitru, pentru că e o anumită acțiune pe care e firesc să se întâmple într-o anumită perioadă istorică a neamului ăsta. Și după care l-am mai setat, bineînțeles. Cu banii de la apartamentul ăla s-a lăudat că am câștigat primul proces, că s-a dus în Turcia, a luat aur și a făcut de 6 ori mai mult și s-a deschis restaurantul Moschito, care în 95, când eram președinte la Dinamo, a venit plângând la mine, nănașele mea ăștia, că n-am plătit ratele. Și am vorbit cu Vlad Soare, cu Mureșan și cu Suciu, care conduceau Dacia Felix și au reeșalonat datele. Da. După care, bineînțeles că legătura lui cu Șerdean este făcută că în 1998, dacă nu mă înșel, în 1988, când el a plecat și de la Victoria și s-a întors la Alba Iulia, asta în povestea, da, Mărginean, primul secretar de atunci i-a dat o casă, în același timp a cerut și niște terenuri în centru, da, unde are, se pare, sală de
Să-i dea Dumnezeu sănătate, ce, dacă asta e. Mister, dar eu acum, haideți să și glumim un pic, facem haz de necaz. Ar trebui, vă rog. S-au dat niște terenuri, terenurile nu erau în regulă de către primărie, dar coincidența este că adjunctul primarului atunci care a legalizat, i-a dat pe 50 de ani, era tocmai amicul lui cu care a distrus Dinamo acum 3 ani de zile când i-a dus pe spaniol, Șerdean. Ah, foarte interesant. Dar acum vă întreb altceva, revenind la subiectul nostru. Ar trebui jucătorii de la Dinamo să ascundă mâncarea în momentul în care intră în săftica Țălnar? Tu-mi e pofticios să mai și... Eu l-am văzut ultima dată la proces, că asta mai întrebea la 75 de ani și cum sunt să mai văd și mă procese cu masca la față. Să-i dea Dumnezeu sănătate, că așa cum l-am văzut eu la vreo 100 și vreo 40 de kilograme, dom'le, foamea vine repede și el nu se gândește, este, dacă vreți, un fel de lică să mă dău de moara cu noroc al slavici. Da. El nu se gândește decât la el. Joacă teatru frumos în față, dar în spate are interesul lui al bietului țăran român, că el e de fapt o origine, aș spune, nobilă. Țăranul este ceva nobil, după mine, din Bărăban, la vreo câțiva kilometri de Alba Iulia, și este un tip pofticios și un tip care îi plăcea totdeauna mâncarea și care a avut o viață foarte lejeră, foarte lejeră. În sensul că la el venea, și când era pe la echipa întâia, pe la echipa a doua, a avut și relația asta, numai stați pe mine, m-a păcălit și vrea să mă păcălească, hai să spun, un apartament. Dar l-a păcălit pe omul care... cu care era prieten de în 86-87, pe Cristi Borcea, care l-a pus să facă la Slavda un abator și niște stații de benzină și bietul Borcea a trebuit să plătească vreo 2 milioane pentru că el își băgase gașca lui acolo cu unul cocuță, cu încă vreo 2, cu cumnată și așa mai departe, toți și-au făcut bine și ca să poată să intre în legalitate. Cristi Borcea mi-a spus, doamne, am plătit 2 milioane la stat, că ăștia doar au furat, n-au făcut absolut nimic acolo, n-au plătit nicio taxă și așa mai departe. Ăsta e individul. Da. Domnul Dinu, în altă ordine de idei... Și acum iartă-mă, este om de bază în ceea ce înseamnă căutătorii de talente, sfatul bătrânilor. Păi sfatul de bătrânilor acolo e făcut în noi oameni, doi tipi mai mult de dubioși, dacă luați în discuție întâmplarea. Vă rog, căutați-o la pagina respectivă din 1980 a 26-24 noiembrie, jocul Brașov, Dinamo, descris în maniera asta cu anchete și așa mai departe, chiar de cronicarii celebri Alin Buzărin și Cristi Costache. Da. Iertați-mă că am divagat mai mult. Nu, nicio problemă, mister. Domnul Dinu, bună seara, Alin Grigore. Voiam să vă întreb dacă Dinamo, cineva de la Dinamo a mai vorbit cu dumneavoastră în ultimul timp. Nu știu, de când a retrogradat echipa, de exemplu. Dom'le, am vorbit de câteva ori, din când în când, cu domnul Badea. Și m-a pus pe gânduri chiar... Așa cum sunt, încerc să termin o nouă carte, aș mai avea câteva pagini. Vreau să cred că domnul Badea a fost pus și sub o presiune pentru că se crease un anumit grup care l-a presat să facă un lucru care trebuia evitat. Societatea aceea pe acțiuni în 2005, mi se pare. A fost ideea mea pe care el a îmbrățișat-o, că e un tip inteligent, incontestabil și abil. Și am vrut să facem o societate pe acțiuni, după modelul lui Lazio, că tocmai avea relațiile mele până în Italia cu Cragnotti, care luase niște bani de la Alianța Națională, de la Fini, luase Lazio și am vrut să facem. Și până la urmă a ajuns o societate cu vreo 9, 10, 12 acționari și s-a cam ales praful de înțelegerea care trebuia să existe în bordul de conducere. Ei bine, am mai vorbit cu domnul Badea. Și pot să îmi permit să vă fac o confidențialitate dumneavoastră. I-am spus corect, Nicu, cât am fost noi împreună, Dinamo ăsta a fost bine așezat. Când ai început să ai fel de ascultări după la margini și ai făcut asocierea aia, s-au făcut numai nenorociri la Dinamo. Și îi mulțumesc pentru că a avut sinceritatea să-mi spună mie că
am făcut greșeli. Am făcut greșeli, ai dreptate. Iar același lucru, dacă vedeți, luați articolul din Fanatic în care îi răspunde probabil unei afirmații, după părerea mea, abuzive, că îl acuză pe Badea că a făcut tâlhărie. Tâlhărie e altceva în codul penal, Badea n-a făcut tâlhărie. Am niște presiuni la care n-a putut să reziste, așa vreau să cred, pentru că știu un dinamovist și de multe ori, în dorința de a face bine, se mai întâmplă să iasă și rău atunci când ai tot felul de alte interese prin preajmă. Deci, părerea mea este că și în interviul respectiv, deși termenul ăsta de tâlhărie n-are nicio legătură cu ce s-a întâmplat la Dinamo până a vândut domnul Badea clubul, în textul respectiv, dacă o să vedeți, există această recunoaștere care mi-a făcut-o mie, dar de o formă aparent impersonală. Da, s-au făcut și greșeli, au fost și nereguli. Pentru mine este suficient ca dată istorică. La fel cum, după mine, cred că un dinamovist incontestabil, un om care se putea discuta după fotbal, restul sunt alte discuții, nu vreau să le mai fac, ambițiile lui de a-și impune anumite gânduri tactice și acum, în ultimul timp, tehnice și așa mai departe, dar ceea ce pot să vă spun este că am văzut că pe undeva în subconștientul lui, în conștientul lui, există și faptul că a făcut niște greșeli. Și faptul ăsta că l-a recunoscut, după părerea mea, spune foarte mult de la sine. Am înțeles. Bun, mulțumim mult pentru intervenție, mister. Vă doresc multă sănătate. Încolo faceți rost de aripioare că foamea este mare. Și-am mai vorbit și cu domnul Zăvoleanu de câteva ori, așa, care încearcă tot felul de aripioare, de înlocuit. Nu, el știe și cu aripioarele, știe mai multe, dar chestia asta cu sfatul bătrânilor, așa, pe mine nu mă distrează, mi se pare un imens pericol. Pentru că toate echipele din lume, dragii mei, și voi sunt niște băieți tineri care aveți informații, știți, toate sunt conduse de președinte, de un director tehnic și de un antrenor. Directorul tehnic de multe ori fiind de la care hotărăște, antrenorul fiind un executant. Corect. Iar un sfat așa zis al bătrânilor, da, unit între ei cu tarele care vi le-am povestit până acum, și care sunt cu totul și cu totul reale și le știu toți. Întrebați-i dacă vrei și pe alți jucători de la Dinamo. Mi se pare exact cum se spune de către Churchill la un moment dat, când vrei să desfințezi ceva, creezi o comisie și atunci se alege praful de tot. Da, bun asta. Bun. Păi nu, ăsta e adevărul. Aici trebuie să ai trei oameni care decid, antrenorul, directorul tehnic și președintele. Așa a fost la Dinamo tot timpul, așa a fost și în perioada 98 când am revenit eu antrenor cu domnul Badea și Cristi, care era un executant. Dar a durat puțin până în 2001 când au apărut tot felul de personaje pe lângă echipă, unele cu rol nefast. Nu vreau să mai răsucesc cuțitul în răni. Bun, mulțumim mult pentru intervenție, mister. Vă doresc seară bună, să ne auzim cu bine. Mai bine. Sănătate multă. Da, a fost Cornel Dinu, legendarul jucător și antrenor al celor de la Dinamo. Noi am ajuns la final. Alin, îți mulțumesc că ai fost alături de noi. Asta a fost. Ne revedem mâine de la aceeași oră la ProSport Live, 18:30. Până atunci rămâneți cu ProSport.ro dacă vreți să mai citiți despre jocurile foamei de la Săftica. Să aveți o seară frumoasă!